Bună, felicitări, ești câștigătoarea acestui turneu. Cum ți s-a părut acest meci? A fost unul greu? Da, mai ales la început a fost un meci foarte greu și da, în general a fost un meci greu. Alexandra este o jucătoare foarte bună și sunt fericită că am reușit să trec peste momentele grele și să câștig meciul. Adversarea ta din acest meci a declarat că mișcarea a fost punctul tău forte. Poți să ne detaliezi un pic? Păi, da, eu lucrez foarte mult la mișcare, mai ales la picioare și văd că mă ajută să mă mișc mai bine pe teren. Consider că ai un alt atu în afară de această mișcare de care a pomenit adversara ta? Mental încerc să rămân foarte calmă, să cred întotdeauna în mine și să am încredere și să joc cât de bine pot. Te așteptai să câștigi acest turneu? Nu aveam așteptări, dar am vrut să fac numai un joc bun și să fiu mulțumită de cum joc. N-am avut așteptări în acest turneu. Vei mai participa la ediții viitoare ale acestui turneu? Nu cred, pentru că acesta a fost ultimul turneu Tennis Europe, voi juca mai mult ITF-uri. Ce să spun, a fost unul cu noroc. Da. Mulțumim că ai fost aici. Mulțumesc și eu. Succes în continuare. Mulțumesc.